Noul plus disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Hai că am eu chef să mă trezesc, da, hai că am eu chef. Aha, Doamne ferește, urăsc să mă trezesc, eu vreau să dorm pe vești, da? Eu nu mai plec nicăieri, stau aici și nu fac nimic astăzi. Noapte bună tuturor, astăzi n-am chef de nimic. Nu mă deranjează, nu-mi bateți la ușă, eu stau. Uitați și voi ce poză tare mi-am pus în casă. Deci poza aceasta este de la noul mărci cu crush-ul meu Lucia. Ia vedeți, eu am pus și pe ghiozdănel o față de a mea. Vedeți, aia e fața mea și ăsta este noul mărci. Și ulă, bă, dacă... Băi, eu vreau să dorm. Ce vorbesc mai acolo? Oana, Oana, pa, eu vreau să dorm, domnilor. Ia să vedem ce au ăștia de tot urlă. Ce treaba au, mă, de ură la mine în casă, bă? E abia ora 1, eu nu mă trez la ora asta. Ia să vedem noi. Oana cu bebe Cristinel. Am luat niște înghețate din frigider. Poate să le placă. Deci a luat cu ciocolată, cu vanilie și cu căpșuni. Și pune rău înghețate că mi-a... Ce se întâmplă așa? Mi-a zis restul pe acolo. Bă! Cristinel a fost... Păi ce, mă, ce vezi, ce ură. Uite hoțul, ce hoțul. Ce hoț, mă, ce urați atâta? Bă, ia vino tu, ca vino cu asta ceva. Vezi geamul ăla de acolo? Îl vezi, da? Era deschis, da, că e foarte cald și o dormeam. Ești măgar? Cât mai țipați? Problema? Păi ai țipat aici, ai țipat tu din toți plămânii. Păi și e plotul meu. Și nu mă interesează, s-a auzit la mine în casă și o dormeam. Pereții. Uite, așa dormeam, așa dormeam. Nici, și m-ai trezit. Nici un centimetru n-ai pereții. S-aude. Păi îmi dai tu bani să fac mai ca lumea? Păi și atunci de ce te plângi? Păi m-ai trezit și sunt supărarul de tot. Hai, dacă tot m-ați trezit, vreți să mergem la mall, să ne relaxăm? Am pregătit ceva tare. Fiți atent ce v-am pregătit. Faceți coadă, faceți coadă dreaptă. Și vă dau cadou. Oana prima, că e fată măgarilor. Oana, ia uite ce ți-am adus pentru tine. Este foarte cald. Mulțumesc. Cristinele, știu că ți-e-ți place cu ciocolată. Așa ți-am adus. Da. Ia vezi? Oh, Ștefane, ia boss cu vanilie ție. Știu că-ți place. Mamă. Direct, da. V-am nimerit? Dai tu vreo idee ce mi-a pus asta în șifonier? Cine? Păi nu știu, că mi-a distrus toate ainele. Cine ți-a distrus ainele? Păi nu știu cine a pus înghețata aia acolo. Păi asta pare că e mâncată de moli, nu cu înghețată. Nu? Eu. Da, nu știu, ia-o tu, Cristian. Câte mă de aici? Păi eu ți-am dat cu vanilie, asta de unde ai luat-o? Las cu ea eu. Păi asta era în șifonier. Hai la mol, băi, Cristian, nu mai stai în locul străzii, poate trece vreo mașină sau un tractor. Hai, fuga la mol! Care are bani la el, că eu n-am niciun leu. Ce mă? Cine s-a alea? Cine e, mă, Lucia? Bună! Lucia! Bună! Cine e fata aia? Bună! Ea e prietena mea cea mai bună, a venit să mă viziteze. Tocmai voiam să iară molul. Opa! Bună, cum te numești? Bună, Raluca. O, Raluca! Ștefan, tot primul cam emoții! Eu sunt Ștefan, primarul orașului. Nu fii rușinat! Cu curaj, cu curaj! Mai elegant! Oana, vino! De când sunteți voi, mă, rușinoși? Da, Ștefan, vorbește cu ea, vorbește cu ea, prezintă-te! Cine, mă, fata aia, Oana, că am emoții? Știu! Eu nu știu să vorbesc cu fete! Oamne, știu. Doar cu tine și cu Luce am curaj, că vă știu tot de mult, de e fată nouă. M-am emoționat, s-a transpirat tot. Aolă. Doamne, cu fete, mi-e frică să vorbesc cu fete. Hai repede la mall, Oana. Ba da, cum nu, că o să râdă de mine în hohote. Dacă fac o mică greșeală, râde până plâng. Dacă mă bâlbui și fac râde, dar nu mai uit de ea. Râde non-stop zile întregi. Hai la terasă să stăm. Dar de ce nu e nimeni să ne dea și nouă să ne ia comanda? Nu e nimeni în mall ăsta. Dar cred că Ștefan are de gând să închide restaurantul? Cel mai nașpa restaurant are Ștefan. N-a angajat și-l pe cineva să ne ia comanda. Stai aici, Oana, că ți-aduc eu ceva bun. Stai acolo că ți-aduc eu. Fii atentă că am eu un magazin de lângă plin de chestii. Mulțumesc, o zi bună! Vine comanda la Oana! Ia uite, Oana, ce-am cumpărat pentru tine, ok? Opa, ce alege unul sau doi? Unu! Ai câștigat cheeseburger, ia uite! Mamă! Și omul șaurma gigantică de un kil! Șaurma Cristian se numește! Ce fac? Hai, Seriti, nu-ți fie rușine de nouă fată, că nu să... M-a învățat Oana să vorbesc cu ea, m-a învățat acum! Opa! Da, păi el știu... Că nu-l mănânc, vine! Da, Oana, deci... mai știi că trebuie să-mi luat un iaht mare, dar nu știu dacă să-l fac de aur sau de diamante, nu mai știu. Cred că de diamante. Și am un cont un milion de euro. Bă, voi când ați venit? Bună. Da. Ia mă, ce ai fugit de ea. Spune-i cu și tu cum te cheamă.
Salut! Bună! E fată, un băiat. Fraților! Băi, moșul a învățat! Băi! La spital! Ha, ce relaxante la spital! Ce o așteva? Ce-ai pățit, mă? Nu am pățit nimice! Mă uitam la spital! M-ai făcut de râs! Ce se rușine de popată, mă? Eu nu știu, mă, vorbesc cu fete! Oana și Lucia sunt diferite că-s de mult ai, m-am obișnuit cu ele. Hai că să fii rușinos de față cu mine, e ok. Pot? E și ei doar o fată, e... Da. Nu e adevărat! Adică, e o fată nouă și... Putem să fim dacă vrei. Ok, vreau să fim prieteni. Vrei să-ți arăt casa mea, Raluca? Da, sigur, haide. Haide, așa poate ne împrietenim. Cristina, zici și mie la ureche, cum să o convin? Ce? Să fie prietena mea pe veci. Ce? Să fie prietena ta? Păi tu ești zici, stai, zici vorbe frumoase, stai lângă ea, îmbrățișezi, da, astea, mă. Așa fac ei mereu. Nu spui de ea. Că zici că e... Da, Raluca, scuze, are să-mi dea niște bani băiatul acela mic, îl cheamă Cristina și are să-mi dea niște bănuți. Și nu mi-i dă două lună. Are la tine? Da, pentru că am luat un kill de înghețat acum ceva timp și nu am mâncat-o, s-a topit și trebuie să-mi dea banii pe ea. Nu vezi cât de mic e? Și mie, te rog? Da, sigur, doar spui și îți dau tot ce vrei tu. Păi și de când o cunoști, pe Lucia? Mulțumesc. O cunoști de mult? Noi ne cunoștim de la școală. De, de la școală? Da. Deci aveți aceeași vârstă? Da, am fost în aceeași clasă chiar, eram colegi de bancă. În clasa întâi ați fost împreună, am înțeles. Raluca, ia stai, Raluca, ia vină tu puțin, te rog frumos, parcă nu mai am emoții, ia vină puțin. Stați acolo, măgarilor! După tine, Raluca, poți să intri? Îl vezi numai prost. Băi, tăceți acolo! Raluca, vino coacă, tot iau pe aia, dă tot urlă. Ia închide ușa să nu ne audă. Fii atent, Raluca. Zici ceva, sigur a făcut o prostie. Zici ce prostie a făcut Lucia în viața ei la școală, să râde ea. O prostie, orice. A copiat la câteva materii. Și a rămas repetentă? Nu, a trecut clasa, a copiat. Și a luat nota 1? Asta e ideea. Dar a fost prinsă? La 2. Mulțumesc! Lucia! Lucia, dar nu-i spune, stai! Nu-i spune! Ai dreptate, da, stai că o să... E un secret între noi doi. Ok. Luci Bubu, unde fugi? Da, ce vrei? Da, mă, tine te strigam. Salut. Auzi, dar tu nu mi-ai pus niciodată despre viața ta la școală. Învățai bine? Cum făceai tu? Că nu mi-ai zis niciodată. Da, eu eram... doar note de 10 am avut mereu. Păi și eram curios, uite, eu, spre exemplu, am copiat la școală. Tu ai copiat vreodată? Eu... Cine a făcut poză? What? Raluca, cine a făcut poză? A făcut cineva poză? Am auzit clicul. Raluca, tu ai făcut poză? Nu. Oana a făcut, cred că avea așa. Altceva. Ok. De zi, Lucia. Oricum, eu n-am copiat niciodată, mereu am învățat non-stop. Deci n-ai copiat niciodată și ai învățat? Învățam, dormeam și mă trezeam și înapoi la școală și învățam și dormeam și mă trezeam și tot așa. What? Da, cred că minte, nu? Credeți că minte sau e adevărul? Înseamnă că n-ai casă, nu că... Păi, nu se mintă Lucia. Păi dacă ai dormit la școală, înseamnă că n-aveai casă. Nu m-am zis că mă trezeam. Dormi la școală. A, n-am zis că mă duc acasă, dar se înțelege de la sine ce ai. Deci n-ai casă? Păi da. Am casă, ai văzut-o, mai tați odată. Nu mai mă lovi, că o fai de râs. Ce picior de pește? Te-ai făcut singur de râs. Nu m-am făcut niciodată de râs. Păi Raluca mi-a spus că am vorbit cu ea și mi-a spus că la școală tu învățai foarte bine, deci nu cred că minte. Exact, da. Dar Raluca cum învăța, că nu mi-ai spus? Ea era așa bună, dar nu chiar ca mine. Am înțeles. Păi și cât timp stă Raluca aici? O zi? O lună? Un an? 10 ani? Păi vrea să stea 3 zile, că are liber, că ea e la fermă și și-a luat liber 3 zile să mă viziteze. A, Raluca, tu ai fermă? Da, eu sunt fermier. Nu cred, mie chiar îmi place să am o fermă, am avut și o fermă altă, chiar iubesc să am fermă. Serios? E departe de aici? Cât de mult ai mers? Casa asta zici că e hambar. Am mers și exact, e primul care a realizat, da, e un hambar ăsta. De unde ai realizat? Cu tractorul, a parcat acolo lângă casa mea. Ia să vă mut de tractorul ăla, că eu nu cred. Vezi că eu mă pricep la tractoare. Păi sunt expert la viața la fermă. Raluca, poți să vii ce faci acolo? Mă, dar de ce ți-ai schimbat poza la casă? Încercam să... Ce caută poza aia? Oana, tu te-ai pupat cu Spider-Man cumva? Spider-Man? Nu. Oana, de ce-i Spider-Man cu tine pe casa mea? Dar nu știu.
Nu ești tu aia? Nu ești tu aia? Cred că vrea să facă gelos. Nu, nu sunt eu, nu. Păi ce caută, mă, Spider-Man, că le-au nimeni? Ce, mă? Ce caută cu Oana? Păi, Ștefan, ce-ai făcut, mă? Ștefan, zi tu, care-i faza cu poza aia? Povestește-mi până mergem la tractor. Taci, mă. Deci chiar e Oana în poză, nu? Nu, nu sunt eu, nu, taci, mă. Păi așa faci, Oana, eu credeam că avem ceva. Dacă știi cine era, cred că încep să râzi. A venit un super erou și gata, m-a aruncat la gunoi? Dar nu e adevărat. Un sup... Păi. Ce i-a făcut? Oana, tu îl placi cumva pe Insanity? Dar de ce mă întreb tu? Vezi că super erou era Jakey. De curiositate. Ce, mă? Dar nu prea simt să mă deschid în fața ta acum. Oh, scuze, îmi pare rău. Poate altă dată, mai de tine mai bine. Ce aveți, fetelor, ce ați vorbit acolo? Dar vin omul pe aici. Păi tu, mă, fato! Păi mergi într-una și bazi din de gură. De ce și... m-ai pus pe mine pe casa ta? Că te-am pictat, v-am să-ți fac copilul acum. Doamne ferește, m-a pictat, eu sunt Mona Lisa, cine sunt eu? Doamne, și vine? Nu! E super. Mie nu-mi place. Păi ce e asta aici? Ia dă-i jos poza aia! Da! Bă, am dat-o jos, gata! Acolo, de ce m-ai pictat? Era frumoasă! Păi aveam de nevoie de tu? Muză și am zis că ești de unde era tu exemplu? Că eu nu eram... Pe mine nu mai ținu lângă tine cât ai de sărat. De unde era exemplul ăsta? Cristin! Din memorie! Ce, mă? Mă, ce? Opa, Ana! Apropo, aveți un flint and steel, că am văzut o chestie tare pe TikTok, aveți? Uite, care are un flint and steel? Ia uite, am dropat acolo. Unde? Unde e flint and steel? Ai luat-o, luat-o. Fiți atenți că am văzut pe TikTok, veniți în coace, am văzut pe TikTok chestia asta. Ia, ce vezi pe TikTok? Aici locuiește Jake, ha? Am văzut pe TikTok. Știu și eu l-ai făcut ăsta. Am văzut pe TikTok, e mișto rău. Fiți atenți. Și care l-ai făcut? Ajutor! L-ai făcut este că o să ardă casa lui Jake cu tot cu el, care m-a lovit, mă. Ha, mă, nu fi gelos. Hai, lasă să ardă, nu mai... Eu gelos niciodată, am vrut să-i dau foc la casă să scap de el. Că face numai prostii. Doamne, pune-l unde apoi pe Mona mea. Ia-o pe Mona Lisa ta. Parcare. Deci așa face Jakey. Mona, tu n-ai nicio vină, nu? Adică Jakey a făcut aia. Da, Jakey, el e de vină. Știam eu. Ok, vin, ia să vedem. Asta e tractorul tău? Doamne, am mai văzut modelul ăsta, l-am văzut. Ce generație. Doamne. Uite, ăsta am mai văzut. Tu nu știa când ți-a luat tu mașină. E foarte fain. Ia și prinde-o. Bă, nu-i făcat aici, măgar. Ia și prinde-o, du-te și ia-ți mașina. E nou-nouță, măgarului, că ești. Nu, e nou-nouță, du-te și ia-ți mașina, du-te, du-te să iei. Ești foarte rău. Hai, Lucia, du-te să iei mașina. Du-te și-a tu, parchează. Da, la Luca, de ce-i munci tractor, oi. Îți place? Omă, ia să văd, ai făcut plinul? E goală! Lucia, ce-ai făcut? Ai furat benzina cumva din rezervor? Păi aia a fost departe, mă. Am venit de departe, nu mai am. Te-ai uitat la rezervor înainte, era full sau era gol? Era jumătate, cu eram venit jumătate. Deci știam eu, Lucia, de ce ai furat, mă, din rezervor? Că ai zis că aveai jumate. Ia zis cu curaie că aveai jumate, ai furat din rezervor? Păi acasă la ea avea jumate, băi. Ce ai făcut? Ai băut benzină? Cum, tu știi că e periculos așa ceva? Cum o să fie o benzină? Ce? Raluca, stai liniștită că o să duc eu la servici și îți fac eu plinul, ok? Ia uite ce puternic sunt, pot să ridic. Eu te-am spus că e plină! Că e nouă! Da, e mașina lui Cici și i-a furat, i-a furat Raluca-i tot! Așa, Ștefan, bravo, bravo, bravo! Du-te cu ea! I-a tras cu furtunul benzină! Ce impresie proastă faceți în fața prietenei mele! Raluca, te-am făcut o impresie proastă? Băi, ăștia sunt măgari! Zi, Raluca, ți-am făcut impresie proastă? Nu mi-ai făcut! Vezi, Lucio, vorbești tu, aiurea! Tu te faci de râs că i-ai furat motorina din mașină, din tractor! Cum e așa ceva normal? Eu știu un life hack. Ia urcă mașină, că știu un life hack. Ce life hack? Urcă în ea. Baaa! Wow! Sunt cel mai puternic din România! Pa, fraților! Doamne, cine-i mâna Luca asta? Nu înțeleg. Parcă deja îi place de mine, dar nu a trecut nicio oră de când o știu. Asta e cam ciudat. Cred că este un spion, sincer. O să încerc să mă prefac că îmi place și mie de ea să aflu secretul ei. Cine a trimis-o și de ce? Am ajuns la service! Ia să-ți iei mașina de la dealer că ți-au pus propire pe ea, nu ți-o mai poți să o conduci. Pam! Eina! Eina! Te aștept, acum se fac plinul, stai așa. Ți-am promis. Acum se face. What? Ai spărut tractorul! Ai făcut, mă! Ce? Ai spărut! Ce mă, Raluca, acasă? Pam, unde-i tractorul?
Raluca, nu știu dacă aveai treabă sau așa, dar cred că trebuie să stai mai mult acum în oraș de 3 zile. N-a fost intenționat, te rog să mă ierți. Raluca, îmi pare rău. Păi și tu crezi că mă ține Lucia mai mult de 3 zile de acasă? Trebuie să mă ții tu la tine acasă mai mult. Eu! Eu am doar un pat! Păi tu mi-ai stricat mașina. Faci rost de încă unul. Păi Cristina are 3 paturi. Nu, dar nu are 3 etaje și 3 4, poți dormi cu bebelușul. Și fata doarme în pat. Eu pe jos? Exact, fii gentleman. Tu dormi în pod. Ok, vine la Luca, o să poți stai cu mine, dar... nu știu ce să zic. Eu am emoții, sincer, nu mai dormi niciodată o fată la mine. Adică în casa mea au intrat doar băieți și i-au aruncat cu ouă în mine, atât. Și fetele mi-au spart geamurile, adică n-au dormit, au venit doar să spargă geamurile. Și n-a curățat de atunci. Meriți. Și a venit încă un băiat, este în oraș, și ăsta îl cheamă Jakey și a făcut treaba mare, bălăgăresc la mine în pat. Nu știu ce a mâncat, dar a făcut duhoare. Doamne. Da, și îl cheamă Jakey, ține minte numele ăsta. Bă, nebună, tu de unde ai permisul, nebună? Jos din hârb, repede! Bă, de râmă eu! Spargi mașina, bă! Băi, pică taba după mașină. Dă-i mă-n tablă să pice. Prinde-ți-o, prinde-ți-o, urecheață. Unde fuge, mă? Păi, ce la tine? Dar de ce? Băi, plecați de aici, că doar Luca, doar... Oana, nu, unde intri casa mea? Ok, Oana, poți să intri, iau unul. Ba da, ba da, scuze, iau unul la masă, că vin acum. La masă, nu acolo, că acolo stau invitații. Băi, Lucio, ți-ai zis să stai acolo? Tu stai pe bancă aici. Care sunt, mă, chestul meu? Cristinele, ești din chestul meu, mă! Mamă, că n-a curățat patul de atunci, de când... Ce, mă, că e fresh, că am spălat! Am spălat lenjeria! Da, de ce aici au poze cu Lucia? Uite asta, de ce pat mare ai! Pentru că ne-am făcut un tricou împreună! Ia uite-o! Te simte bine lângă ea acolo! Dar, Aluca, deci tu poți sta... Oana, nu tu! Tocmai am făcut patul, mă, fai de râs! Păi și tu vrei să dormi aici? Facem petrecerea fetelor, ce facem la mine? Băi, de ce-s tu meu, că acolo-s chestiile mele personale? Mă, ce, bără? Mamă, ce mă aici? Ce-am? Ce? Toamne, stai nu Jakey! Uitați și voi ce mi-a pus Jakey în chest. Iac. Cel mai scârbos lucru din România. Da. Ieșiți, băi, din casa, nu mi-a plăcut în chesturi! Uite, stare picioare! Ieșiți, băi! Valea! Mână la Luca, deci fii atentă, tu poți să stai aici, să te învelezi, să dormi noaptea. Poți să te pui pe patul ăsta să dormi. Și eu cred că am să dorm, uite aici. Uite așa dorm eu, uite așa o să dorm eu. Eu pot să dorm aici, nu, uite, eu pot să dorm aici și tu poți să dormi aici. Împreună! Păi avem spațiu între noi, nu e chiar un... Mai ce faceți, mă? Ce presupun, dar nu prea te cunosc atât de bine, poate mă omor când dorm. Cum ar fi să te trezești să mă înjunghi în cap? O întreb pe Lucia. Nu, o întreb pe Lucia. Ea are încredere în mine. Oamne, ce vreți, mă? Ce vreți? Nimic. Pălea de aici! Am picat de pe acoperiș, pa! Bă, nu... Oamne! Dar, Luca, vreau să spun ceva important despre mine, ceea ce tu nu știi. Vino cu ace. Vreau să spun ceva, iau... Oamne, iau un loc de rol la masă. Dar, Luca, deci vreau să spun ceva important, eu sunt cam o vedetă în orașul ăsta. Eu fac videoclipuri pe YouTube. What? Serios? Da, și mă joc multe jocuri și e foarte distractiv. Și am avut la un moment dat o fană nebună în oraș. Sper că tu nu ești genul acela. Nu, niciodată. Deci nu mă cunoșteai înainte? Nu, e primăvara când te văd. Ce bine, ok, atunci poți să dormi cu mine, ești binevenită. Aia era frica mea, să nu fii fană nebună. Dacă nu mă cunoșteai, nu-ți pasă de mine. Da, deci poți sta aici, să te învelești și ne culcăm împreună, e ok. Și am scăpat de o grijă că eu nu dorm pe jos, că e foarte frig. Și stai așa să rezolvi o problemă, că e ceva grav aici la mine. Pe care ai intrat la mine în casă? Doamne ferește! Plecați, bă, la voi la casă! N-aveți case! Tu te la tine! Aici e casa mea. Păi și căutai la mine în curte? Eram pe stradă. Ia, scuza-mă, Raluca, o secundă. Tu poți să-ți cauți acasă, Raluca, poți să mănânci, să faci ce vrei tu. Ia stai tu așa. Ia, mă, cine la mine pot? Mă, voi sunteți măgărei? Oana, te-am văzut! Te-am văzut, ce-ai făcut? Nu. De ce intră la mine?
Afară din casa! Bună, mă, Lucia, ieși afară din casa mea! Afară din casa mea acum! Păi, nu, tu mi-ai zis de tot aici! A, ah, ok, adică ok, ok. Ok, da, da. Mea, adică... da, da, stai o secundă, da. Da, 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 da. Stai da, o secundă. Da, 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 stai o secundă. Alo, da, bună ziua. Aș dori și un echipaj la adresa mea pentru că am niște intruși în casă, da. Păi, ce faci? Da, trimiteți o mașină de poliție. Le auziți? Da, stau vocile astea în spatele meu. Da, mersi. Dai, măi. Dai, că controlează poliția. Sunt polițistă? Trimiteți. Ce, mă? Că tot echipajul pe care îl vrei aici deja. Ce, mă? Mă, nu știu, am zicat să mă frarești, că vine acum poliția, i-am sunat. Și o pizza okay. mare, dacă se poate, că mi-e fac. Bă, nu mă lua la mișto, da, fraților, vă aștept să veniți să luați fetele pe sus, că mi-au intrat în casă. Fel, okay? Nu mi-ai închis nimic, da, lasă-mă-n pace. Bă, Cristina, ești afară din casă. La ea, stai așa. Păi, păi, mechi, Ranușa, da? Bum! Bă! De ce ai făcut asta? Ți-am pus zmeură în sânge, aveam siringă cu zmeură. Doamne, uite, spargă aia geamului și tu ai treabă cu mine. Bă, vă înțepătoți cu siringa, ia veniți voi încoa. Care mă acolo? N-am tupeu, da? Ia mă, care la etaj? Salut! Unde sunteți, mă? Opa! Salut, Cristinel! Ia uite injecția! Salut! Te-ți cu injecția! Pleacă de aici! Băi, care mai intră? A murit Cristinel! A murit Cristinel! A căzut de la... Păi s-a aruncat de la balcon ca un nebun! Bravo! Mamă, se prefăcea! Mă, ce te trag de pletele alea blonde? Trage de plete! Blondo! Bă, pitică e! Blondo! Du-te la tine acasă, Blondo! Uitați ce băiește! Blondo! Du-te la tine acasă! Da, nici nu că mai vin pe aici. Mi-a scăpat siringa. Păi cum ți-ai prietena ce asta cu mine? Vrei să vii la tine, mă? Nu mai stai. Raluca, lasă-o pe nebuna aia, că tu stai cu mine. Mă, Ștefan, unde-i mă că te aud în capul meu? Ce ziceți nebunii de aici? Uite-te sus. Raluca. Ce? Păi Raluca stă cu mine, nu? Raluca, pe cine alegi? Pe nebuna aia sau pe mine? Au! Ora, deci te super. N-ai unde să doarmă, eu m-am oferit. Voi mi-a spus. Păi și-am zis și eu, dar voi ați spus, nu, 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 cu mine, e ok. Da, doarme în beci la mine, nu, dacă vrea. Păi, da, a, în beci, bine, e... N-am vorbit că dor la tine după 3 zile, că o plucea nu mă ține mai mult de 3 zile la ea. Deci peste 3 zile o să dor la tine. Ok, da, nu-i nicio problemă. Că așa am stabilit. La ea că Luciu, o să nu te mai vede. Doamne, urâtanie cu limba scoasă. Ce urâtanie, mă, că e cel mai arătos de aici. Mănâncă nu vei ce părai! Nu vei ce părai, Blondo! Pleacă de aici! Blondo, pleacă de aici! Oamne, cu blonda lor! Au plecat, yeeey! De ce părere aveți de o nouă invitată? Cine-i fata aia? Nu-mi place. Ok. Oanei nu-i place, tu Cristina ce părere ai doar? Eu cred că Oanei doar gelos. Nu, n-are cum, nu! Doar are o opinie mai negativă, cred, față de ea că e prima opinie. Da, e ca mă, că eu am prins-o cum a făcut poze. Mi-a făcut poză. De ce? Cred că e jurnalistă probabil, așa lucrează, face poze, nu știu. Dar mi-a cred că poză. Nebună. Dar te-ai zis numele ei? Adică? Cum te cheamă? Adică ești cum te cheamă sau nu? Păi voi ai zis că am văzut că știe deja. Eu nu i-am zis. A. Mi-ai spus nume, dar nu i-am zis. Nu i-am zis. Ai zis Lucia, cred. Nu, n-am vorbit nimic cu ea. Păi dacă... What? Dacă nu e eu nu i-am zis numele meu. Niște numele. Doamne ferește, toți nebuni în oraș. Așa ce am văzut în viața mea. Păi când o să dorm cu ea, cred că o să pun o cameră și dacă face cea când dorm, putem să o ducem la poliție, cred. O să o filmez. O să pun o cameră, fiți atenți, veniți cu aici, uite aici. Mamă, la fix, uite aici o pun. Înspre ușă și las ușa deschisă, zic că mi-e cald, să las ușa deschisă să facă curent și bate camera și dacă face ceva, eu văd. Când mă trezesc, mă uit pe cameră. S-a rezolvat! Oana, ce te-ai pus în pat? Vezi că tocmai am făcut... Tocmai am pus cearceaful! Lasă-mi un pic să se aerisească. Cu Spider-Man? Bine! N-am eu cearceaf cu Spider-Man! Am văzut că Oana îi place de Spider-Man, că a făcut poză cu el și a pus-o și pe casa mea. Nu-mi place, nu. Da, 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 da. Dar n-am pus-o eu! Ba, tu ai pus-o ca să mă super pe mine, uite! Ce faci tu cu Spider-Man? Acum, că te-ai păi m-am supărat, da, erai super erou și gata. Și eu sunt super erou. Și eu sunt tare. Nu doar ăla. Și atunci ce faci cu Raluca? Nimic, v-am spus. Voi m-ați spus să stea la mine, eu nu vreau. Eu am spus că eu am emoții. Cine ești a doi? A zis, nu,
Dar chiar Oana, de ce nu este cu tine? Să stea cu mine? Da! Ar fi o idee bună. Trei, în casă. Cine al treilea? E și Rinuș. Păi Rinuș, de fapt, da, vezi doar două poate. Rinuș a plecat în vacanță. A plecat în vacanță? Eu nu știam asta. Da. Doamne. Eu nu știu ce să mai zic cu Ștefan ăsta. Adică? S-a făcut și întuneric. Da, eu mă duc să mă culc, că m-am plictisit de ziua asta, pa. Noapte bună. Eu mă duc să mă culc. Noapte bună tuturor și sper ca fata aceasta să nu fie o ciudată, sincer.